rocks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Salutare și bine ați venit la un nou video pe canalul Liviu Boca Lifestyle. Astăzi facem un ATV vlog și o să filmăm cu camera aceasta. Este un Insta360, are două camere, una în partea frontală și una din partea de spate. Peste 95% din acest vlog va fi filmat cu această cameră, deci este o cameră care deja m-am îndrăgostit de ea și dacă vreți să aflați mai multe detalii despre această cameră, aveți un link în descriere. Am postat în vlogul precedent, am prezentat această cameră pentru că în următoarele luni o să o folosesc pentru că îmi place la maxim. Deja am făcut și ceva poze super șmechere care le-am pus pe Instagram. Și da, astăzi o să facem un ATV vlog, o să ne plimbăm puțin prin pădurile astea. Nu știu cât am să pot vorbi pentru că nu am un microfon, este destul de vânt afară. Și dacă mai vreți astfel de ATV vloguri cu mai mulți prieteni, o să ieșim și cu motoare mai multe, cu ATV-uri, v-aș ruga să dați un like, să distrugem butonul ăla de like, să vă abonați canalul Liviu Boca Lifestyle și vreau să-mi lăsați în comentariu ce părere aveți despre acest video. Avem un peisaj superb aici unde ne-am oprit, aici mai facem noi grătar, asta este construită de mine și de vărul meu. Asta este ATV-ul. Avem un Yamaha Raptor de 350, anul 2005. E din punct de vedere tehnic, eu spun că e ok, arată foarte bine și pentru greutatea mea este perfect. E super șmecher pentru mine. Îmi lipsește de aici bulbarul, care o să-l fac în curând și sper să-l pun. I-am mai atașat eu chestiile astea pentru că am început să mă lovesc foarte mult prin pădure de la crengi. Da, asta este ATV-ul și asta este peisajul. O să mergem undeva în pădurea asta de aici și împreună cu Insta360 sperăm să iasă un vlog șmecher rău de tot. Așa că rămâneți aproape. O intrare super mișto aici în pădure. Așa că eu am pus aici Insta360. O să filmăm într-un lung cât mai larg, să vedem această urcare. Din păcate e foarte ud că a plouat. Sperăm să ajungem până sus, că avem o urcare destul de abruptă. Sper să nu se întâmple nimic și să ajung cu bine sus. Haideți să mergem.
uitați ce apă mare. Ia uitați ce s-a umflat râul ăsta. Sper să facă vremea mai bună, să nu mai plouă, pentru că în pericol de inundații în Bucovina. Hai să coborăm puțin lângă apă să vedem care e treaba. Ia, s-a format o plajă aici. Ia uitați câtă apă curge. Ne întoarcem la TV. Și am văzut o balastieră aici. E perfect să facem niște drifturi. Așa se pare. Ia uitați aici. Iată că am ajuns într-un loc în care mie îmi place foarte mult, pentru că avem un izvor aici, chiar lângă drumul european. Tufele astea, pe aici se coboare. Vreau să spăl un pic și Insta360-ul, ia uitați apa, pentru că am făcut drifturile alea acolo și am prăfuit tot. Camera este waterproof. Spălăm bine, pentru că am prăfuit tot acolo. Și camera este waterproof, puteți o folosiți și subacvatic și unde mai vreți voi. Este cea mai bună apă pe care o puteți bea. Veniți lângă drumul european ce duce spre Rădăuț și vă opriți chiar aici. Acolo este centura nouă, puteți opri aici să beți apă curată. Eu asta fac la fiecare tură în care merg cu ATV-ul. Aici mă opresc și beau apa asta rece bună. Hai mai departe! Iată că am ajuns din nou în același loc, cu privire și asta frumoasă, de această dată avem și câteva uițe aici care pasc. Da, cam asta a fost și video, dacă vă place această husă, vă las link în descriere, dacă vreți să susțineți canalul Liviu Boca Lifestyle, am creat și câteva hanorace, aveți link în descriere cu mărciurile mele. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați canalul Liviu Boca Lifestyle, să-mi scriți în comentarii ce părere aveți despre acest video și până la data viitoare, voi a fost Liviu Boca, iar eu v-am pupat! Pa!